creat în felul ăsta un procedeu chirurgical pe care vreau să vă spun că nu l-a implantat foarte ușor nici în țară, și cu atât mai puțin în străinătate. Chirurgia esofagului bătea pasul pe loc până când, cu o ambiție și cu o tenacitate deosebită, a reușit să-i descopere cheia. Ei bine, ce a făcut profesor Gavriliu deosebit de toată lumea? Deși înaintea lui vreau să vă spun că și profesorul Arvajeanu și profesorul Iancu Jeanu luptaseră cu îndârjire pentru dezvoltarea acestei pete, așa, care se menținea obscură din chirurgia generală. Vreau să spun că el a avut tenacitatea să o ducă mai departe în condițiile în care anestezia și reanimarea preșii postoperatorie erau abia să schițau în țara noastră, în condițiile în care toți erau judecați după rata mortalității și sigur că această rata a mortalității făcea din chirurgia esofagului o chirurgie care nu se îndeplinește decât cu prețul unor deziluzii de șarte. Ei bine, el a avut tenacitatea asta. Asta este, dacă îmi permite să socotesc, cel mai mare merit al lui. Să nu înceteze găsirea unui procedeu operator, îmbunătățirea unor tehnici deja cunoscute și transformarea chirurgiei așa zise de excepție unei chirurgii cu reputația de exhibiție într-o chirurgie perfect codificată, practicată în condiții deosebite, cu rezultate din ce în ce mai bune. Și așa a venit rândul municipalului, nu? Da. Practic. M-a tot mutat de 6 mutări. Când asistent, da. Când șef de lucrări, când asistent, da. Când șef de lucrări. Am fost și la Arș odată și mă duceam la o treabă, toar și un ministru al sănătății, era adjunctul. Ce nu vă place în ceea ce fac eu? Că poate reușesc să mă îndrept, că vă mutați de acolo până acolo și sigur e o formulă disciplinară, că de fiecare dată a dat capul. Altă echipă, alți oameni acolo. Nu, zicem, noi n-avem nimic să vă reproșăm. Ci? Păi atunci, pe dumneavoastră nu sunteți mutat disciplinar. Dumneavoastră sunteți angajat în fiecare an pe postul liber. A, nu aveți un post? Poftiți? Nu era un post fix, sau cum? Nu, eu nu eram fix nicăieri. Adică dacă nu ești cum să cade, da, nu te mai angajăm, noi nu te dăm afară. Da, ci doar nu te mai angajăm, da. Eu am priceput și am spus, l-a plecat zâmbind și am spus, vă mulțumesc bine că mi-a spus, că altfel eram alarmat. Asta cu umorul dumneavoastră, special, așa, mai mult anglosaxon umorul ăsta. Da, m-aș fi alarmat. Păi ce era să fac? Ce era să spun? Și cu echipa de la municipal, practic când ați început să lucrați? Pe la municipal am ajuns în 72, pentru că după deci ce... 79. 2. 2 sau 73. Micaela, tu știi? 78. Ea trebuie să 78. Fie... 78. Da. 78. Da. Și aici, totuși, lucrurile au rămas stabile? Ați avut o echipă aici, cât da. De cât aici, stabilă? Da. Și lucrurile... Am avut o echipă stabilă și... Doctorul Oprescu, acum profesorul Sorin Oprescu, directorul spitalului, a fost acel care mi-a spus, după ce 2 ani de zile, așa cum am arătat, am umblat de acolo până acolo, a venit și mi-a spus, nu vrei să vii înapoi? Eu vă relatez în tocmai banda. Dacă vă plătești,
Nu te pot plăti cu vechime, că ai pierdut vechimea. Eu am pierdut-o. Dacă am pierdut-o, am pierdut-o. Sunt o bestie și un căscat și am pierdut vechimea. Ce să-i fac? Da. 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 De ce ați venit să-mi faceți aceste propunerile? Propunere. Trebuie să fie niște condiții. Așa, nu angajez un mercenar. Da. Și ăla trebuie să știe precis pe cine trebuie să împuște. Eu nu aveam nicio armă. În caz nu speste pe cine trebuie să salveze. Și atunci mi-a spus Sofia, zice, nu mai vreau morți, nu mai vreau bolnavi care să stea cu lunile în spital și să curgă pe rădine și nu mai vreau reclamații.